Bună, dragile mele! Nu știu pe voi, dar pe mine toamna aceasta m-a luat cam prin surprindere. Parcă era cald și bine și dintr-o dată a venit, pac, septembrie, cu vreme ploioasă, cu vânt mult și timp înnourat. Privesc însă partea bună a lucrurilor și anume trendurile tomnatice chiar îmi sunt pe plac. Tocmai de aceea astăzi v-am pregătit și pentru voi două machiaje tomnatice în tendințe și m-am gândit și la fetele care iubesc să-și pună în evidență buzele, dar m-am gândit și la fetele care iubesc să-și pună mai mult în evidență ochii. Așadar, dacă vreți să vedeți la ce mă refer, bineînțeles, urmăriți în continuare. Vizionare plăcută! Toamna este anotimpul în care începem să facem tranziția către produsele cu grad de hidratare mai ridicat. Dacă vara trebuie să ne protejăm de soare, toamna și iarna trebuie să ne gândim la vânt care usucă foarte mult pielea. Mi-am hidratat zona ochilor, care este mult mai sensibilă decât restul feței, iar tenul mi-l uniformizez cu puțin fond de ten de la Lancôme Tinte Visionnaire. Nu uit să estompez totul, trecând de linia maxilarului. Apoi, din capacul fondului de ten, voi lua puțin corector și îmi voi acoperi cearcănele. De asemenea și micile imperfecțiuni de pe față. Și pentru că îmi place foarte mult efectul proaspăt și luminos, voi aplica un blush cremă de la NYX în nuanța Orchid cu pensula de stippling. Probabil v-ați dat seama până acum că îmi place foarte mult tenul luminos pentru că pare mai tânăr, atrage lumina, pare mai proaspăt și mai sănătos. Voi fixa cu pudră și voi matifia doar zona T, pomeții și vârful pomeților lăsându-i luminoși. Voi încălzi puțin tenul și îl voi contura cu pudră de contur. Și pentru că vreau să păstrez efectul luminos pe tot parcursul zilei, voi aplica puțin iluminant din colțul extern al ochiului, puțin pe arcadă și pe vârful pomeților. Îmi umplu sprâncenele, bineînțeles. Dacă ați observat, în ultima perioadă se poartă foarte mult sprâncenele groase și eu le ador mai groase. Și apoi trec la machiajul ochilor, un machiaj care este foarte, foarte simplu de realizat, puțină bază de pleoape pentru a proteja pleoapa. Voi întinde ușor un fard șampanie pe toată pleoapa mobilă, voi estompa cu o pensulă pufoasă și apoi de-a lungul liniei genelor superioare voi aplica puțin creion negru pe care îl voi estompa cu un bețișor de ureche. Mascara. Și cam asta a fost partea cu machiajul ochilor. Vom trece acum la buze. Am combinat două pout paint-uri de la Sleek, Pica Blue și Port, pentru a obține această nuanță mov închisă, violet, vin, ne aduce aminte de vin. O culoare foarte tomnatică și dacă într-adevăr vă doriți o culoare unică pe care să o purtați numai voi pe buze, vă recomand cu cea mai mare căldură să vă achiziționați niște pout paint-uri de la Sleek, pentru că într-adevăr te poți juca cu ele și poți crea combinații absolut inedite, combinații superbe. Iar dacă nu vă plac buzele atât de intense și considerați că nu veți putea să purtați o asemenea culoare pe buze, fiți pe fază pentru că oricum urmează și un tutorial pentru fetele care nu doresc să-și pună accentul pe buze. Așadar, ați văzut trendul buzelor
în culoarea vinului, acum trecem la ochi, în culoarea prunelor. Da, se va purta foarte mult în acest sezon smokey eyes-ul prună și pentru asta ne conturăm ochii cu un creion negru, atât pe linia genelor superioare, cât și pe linia genelor inferioare, iar mai apoi estompăm totul cu o pensulă de tip creion. Alungim ochii cât putem de mult, pentru că se poartă de asemenea și cat eye-ul și cat eye-ul se poate realiza și cu ajutorul smokey eyes-ului. Iar mai apoi, cu un fard prună intens, îl voi aplica până la jumătatea pleoapei mobile și voi fixa astfel și creionul negru. Cu un fard prună ceva mai deschis, voi estompa totul și voi crea degradeul către arcadă. Estompăm totul cu o pensulă curată și sus, foarte puțin și jos. Mascara și uite așa cât este de simplu să porți un smokey eyes în toamna aceasta. Pe buze, bineînțeles, un simplu luciu de buze pe care îl poți reaplica pe tot parcursul zilei și voilà! Acesta a fost machiajul, dragile mele. Nu uitați că în cutia cu descriere aveți întotdeauna link-uri folositoare. Și înainte să plec, vreau să vă anunț că Makeup Art Academy a început turneul prin țară. Primul oraș pe care îl vom vizita este București și abia aștept să vă văd pe toate. Venim la voi cu un curs blitz și anume un curs intensiv, scurt, de 25 de ore. Prețul este foarte mic. Dacă vreți să aflați detalii și de asemenea să vă rezervați locurile, nu uitați că aveți link-urile în cutia cu descriere. Puteți suna la numărul acesta sau la numărul acesta. Acestea fiind spuse, v-am pupat, dragile mele, și vă mai aștept pe la mine! Pa, pa!